Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Pacea Domnului a tot fascinerea toate surorile mele, Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe toți cei care în această zi veți fi cu noi. Sigur că da, în această zi vom face ceva de mâncare pentru familie, pregătim așa cum știți de obicei. O să facem niște sarmale, da, și o să mai vedeți voi. Ce să mai facem? Hai să vă și... Taia, uitați aici, lângă mine, și sora Valerica. Bună ziua și pacea Domnului Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi în fiecare zi și cei care vor mai veni. Da. Hai să vă explic un pic, prieteni. Am aici așa niște carne care mi-a rămas de la sarmale, când am făcut ultima dată, gata preparată, da. Toate acolo la un loc. Mai adaug asta. Dar mai avem așa o bucățică de carne de vită și am zis ca să o punem acolo. Aici totul e preparat, gata sarmalele și numai ca să marcel să... Mai adăugăm și carne, da, asta, să începe, se pachetează. Așa, cubulețe micuțe, da, avem aici niște vază foarte bună. O să bună. Punem aici în... Da. Această cămânță care deja ce... este preparată. Să începem. Să vedem ce alegem din varza asta, ca să facem, că nu. E păcat să stă acolo așa, da, și... Da, acum, după cum vedeți, oameni buni, uitați-o pe Valerica în picioare și ea la bucătărie acum. V-am spus eu că nu poate să stea asta. Măcar că e așa cum e, ia la bucătărie, gata. Da, să mă arcer că vin și eu, mai plec, imediat mă duc. Ce? Dar ce crezi că stau aici atât acum? Nu, no, acum ce să fac? Dacă ești aici, stai aici lângă mine. Mă lua căldurile. Te lua căldurile. Ați văzut, prieteni, deja am luat-o căldurile. Na. Acum, mai stă și ea puțin, pe care se duce la bat. Eu o să tai cărnița asta, așa, cubulețe mici. O să introduc aici în carnea asta care deja e preparată. O să amestec puțin bine, îmi pregătesc varză pentru împachetat sarmalele. Acolo mai avem varză acră, am pus deja eu cu Valerica la fiert. Am pus acolo piper, foie de tafin și lăsăm să fiarbă. O să vă arat eu. Nu, acum este pe post de cameraman. Da. Da. Și așa, încet, încet. Încercăm să preparăm. Da, v-am spus eu că fac bucătărie acum. Nu poate să rată Valerica. Da, ți-a luat o transpirație. Acum a costat aici puțin lângă mine. Am stărit, Marcel, ce să fac? Da, nu e problema, că trece. Și asta, dacă nu te simți bine, Valerica, du-te-n pat. Da? Da. Mai stau un pic și plec. Nu. Și eu aici, cu Nora, o să continuăm să facem. Da. Vă mulțumesc la toți cei care ați fost cu mine pe live aseară. Chiar dacă am fost așa puțin, am avut un dialog foarte frumos. Chiar ți-a plăcut, am văzut aseară. Da, chiar mi-a plăcut, am stat cu voi, am văzut cât a stat voi, atât am stat și eu. Noi am plictisit, am avut ce să vorbim, am avut ce să spunem. Super, super. Ne bucurăm pentru lucrul acesta și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și cred că sâmbătă viitoare, la ora 8, veți veni mai mulți. Dar trebuie în fiecare zi să anunț ca, da, să, ca știe, să știe prietenii să vină. Păi de-aia spun acum. Că atunci ai anunțat numai o dată. Da. Și ca poate să, alții nu știu, nu. Ca să știți că sâmbătă de la ora 8 o să fim live. Din nou, așa cum ați spus altă dată, iați câte 200-300 de persoane pe live. Chiar vă rog și abonații noștri, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să veniți pe live sâmbătă seara de la ora 8. Toată lumea cred că este acasă și nici așa nu dormiți până la ora 10. Da? Să facem live, să vorbim, să discutăm despre diferite probleme, întrebări, rugăciuni, dacă vreți. Nu mai stă acolo, că da. Uite cum s-a făcut acolo. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Vreau să vă mai spun la toți cei care încă nu sunteți abonați, să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Valerica Ianoviț, să dați un like, să apăsați pe clopoțel ca să puteți să vedeți și următoarele filmulețe. Dumnezeu să vă binecuvinteze, este pe gratis abonarea. În aceasta ne face și nouă bine Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să aveți o lingură de lemn acolo, Nora, ca să amestecă în... Da. Așa, nu știu dacă mai asta trebuie ceva sare acolo sau... Unde? Acolo, în carnea aia. Nu, mai trebuie, că nu e multă aici asta ce pun acum. Da. Dar asta e deja sărată, e deja reparată, e tot. Avem bulion, Nora, avem. Dacă este... nu avem... Avem aici jumate. Da? Nu bine, a, nu ajunge. Nu e ajuns. O jumătate de litru nu ajunge? Sau cât e? Jumătate de 500. Și am înțeles o jumătate de litru. Mai avem? Acolo, acolo. Da. Nu apă lasă că merg tu și eu, si vă aveți timp să mergeți până la Intermarché și așa da, aici lângă noi la 5 minute. Intermarché o putem să mergem să cumpărăm, că acum, de bucată de vreme, e deschis și duminică. Mai înainte nu era, dar acum... Așa au făcut ei, că e deschis și duminica aici. În alte țări se lucrează și duminica. Da. E bine așa. Ne trebuie și la varză ca să facem și varză. Ai uitați, mai am bucățica asta de carne și am terminat. Da. Nora? Da. Așa, nu? Hai, hai să tăiem cărnuța asta. Asta de ce? De bef? N-aia de ce e asta? De vacă sau de ce? La ce? Da. De vacă? De vită, de vacă. De vită? De bef. În francez e luat. Salata de bef. De bef. Te era el cu salata de bef. De bef, cu salata de vine, te. Bă, acum eu sunt obișnuit cu salata de... De bef. De bef, nu cu salata de vine, te. Lasă că ne faci mai bună salata de vine, te. Lasă că e bună. Da, am făcut, știți oameni buni. Dar o să faci mai bună. Am mâncat-o toată. O să faci mai bună acum când o să faci. Și ne-am primit comentarii de la surori că dacă puneai un gălbănuș de ou acolo și să pui puțin câte puțin ulei... S-am spus să pun ulei. Și spus. Să iei misterul și să faci cu misterul. Dar ți-am zis. Wow, nu ți-am zis să pun ou. Da. Zis, nu, un gălbănuș, nu trebuie. Da, gălbănuș din ăla. Da, și da, poți să nu pui gălbănuș și să faci numai puțin ulei, să pui, știi, puțin câte puțin, așa cum faci la o maioneză. Da, 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 da. Și atunci să iei misterul și atunci ea se albește și se face faină. Mm-hmm. Așa o să facem, când o să mai... Mie îmi place salata asta de vinete la greu. Ce să mănânc cu pâine, nu mai am trebuit nimic. Ieri am mâncat numai salată, n-am mâncat atunci nimic, numai salată. Da, prieten, și eu am mâncat la greu și la urmă. Acum, da. Acum am tăiat carnea, așa. Am scos-o de-aseară, de la congelator. Uitați-vă aici, carnea asta aici în... Arăta acolo, Nora, carnea. Sfântă. Să vadă așa frumos. Să vadă pe tine și ce facem. Da. Da? Uitați. Da? Și acum, așa și o să amestec aici așa. Uitați. Nu știu, dacă nu s-a mai pierdut, că s-a mai... Nu, că n-am pus mult. Nu, nu s-a... A, gustul s-a ce? Pierde sare a gustul. Nu pierde sare. O poate s-a... Pierd gustul acolo, de la congelator. Poți să mai pun o țără sare, nu-i problemă. Vreți să mai pun o țără? Binecuvinteze, prieteni, și vă mulțumim din suflet. Aseară că ați fost cu noi pe live și v-am auzit pentru toate rugăciunile, pentru toate frumoasele comentarii care ne-ați trimis de sănătate. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe fiecare parte. Ce vreți să mă pun aici sare, Valerica? Ce spune? Nu, apă trebuie să gustăm un pic așa, cu, nu știi tu. Da? Ia să gustăm un sare. Așa, cu degetul așa. Aia, mie nu-mi place să gust aici așa, dar... Mă, nu mai trebuie o țără. Poate că mai trebuie un pic de... Asta la mine. Amestecă, amestecă. Este tot, prieten, bulion, este tot așa cum a rămas, pentru că am făcut când am făcut prea mult și n-am mai avut multă din asta, că eu am mai avut la congelator, dar n-am scos-o, că uitasem de ea și acum... Cine sună acum? Ne sună cineva, nu? Dar nu mai fă așa, așa învârtei. Am învârtit așa și așa. Așa învârtei, așa, așa. Doamna, te rog frumos de să stai pe scaun acolo. Da. Asta că știi să facă, așa, așa. Aici e platoul ăsta care e să pui să pachetezi, să vezi acolo.
Da, lasă că sunt eu, Valerica, nu te obosi tot. Dar ce vrei să fac acum? Asta la o parte, trage asta lângă tine și vezi cum faci cu varza acolo. Sigur. Avem și varză dulce, prieteni, avem și varză, dar nu pune avem și pe tocători. Asta ne trebuie ca să punem sarmalii, că ne pachetezi. Nu știi. Ce să fac prin asta? Să fac sarmale mari sau mici? De care vrei? Ha? Mai mici? Nu mai vreau mari. Auleu, auzit că s-o șmechit acum. Păi nu-i bine să mânci una din asta mare și... Chiar a fost sarmale țigănești mari. Așa. A, gata, oameni buni, a spus să fac sarmale, gata. Fac sarmale țigănești. Nu mai vreau mari, m-am săturat de mari. Lasă românești, lasă, fără așa mai mici. De care vrei? Românești? Da, că fac sarmale românești? Dar nu merge cu țitul ăsta, nu mă duc să-l fac. Hai, dă-mi, că mă duc să-l... Nu, fă... Ia să se vedeți așa, hai! Hai! Lasă, românești? Păi trebuie să fac acum... Sarmale românești? Uh-huh. Da. Astfel, că am mâncat, am făcut la sarmale din alea mari. Și nu-ți mai, nu mai vrei, ha? Mai lasă-mă, românești, îți fac. Aici așa. Oameni buni și dragi prieteni, ce să vă spun, frați și surori, uitați aici, acum, eu cred că ăștia erase tot românești. De ce? Să le lași tot așa românești. Ce? Lasă aici, că știu ce fac, mă. Ia că uite, cuțitul. Da, le-ați cuțit acum. Ia să vedem. Dai de mine, mă, bă, doamne, ce dai. Nu merge, a. Ai grijă, că dai în deget, ai grijă. Da. Vezi că merge acum. Nu știu, lasă așa. Lasă. Acum facem și noi așa cum putem pregăti. Sarmale românești ăștia. Niște varză și dulce și, vedeți? Avem și dulce, nu știu dacă nu o fi prea fiartă asta. Lasă că știu cum fac. Avem mai multă, uite că avem mai multă, uite, vezi? Pune asta acră, lasă aia dulce. Lasă de nu știu ce o fi cu asta. Ce vrei, stai puțin, că aia dulce. Asta e dulce. Nu. Și asta e acră. Asta e acră. Da. Gata. Alegem din asta. Sora Valerica, fugi de aici. Că facem și cu asta. Da, uitați acum. Varza noastră ferbe. Nu, a fost găină acolo aia și tranșează-o, fă că o punem la friptură. Avem niște găină așa, tare. Bă, dar mă, ce să fac dacă o pricep acum? Asta e? Lasă-mă, cel că te pricep. Super, te pricep. Trebuie să-mi dați notă. Da, iară ce notă? Că notă ce? Ce prietenii mei îmi dă numai like-uri acolo, numai ce? Ce, nu? Așa, super. Da, vă mulțumesc că aseară mi-ați dat 50 de like-uri. Toți aseară. Care au fost, da. Le-ai primit, da. Toți prietenii mei. Da, stai. Astăzi să cred că dați cu 3.000, 5.000, domnul să vă binecuvinteze. Da. Dă un pic cuțitul ăsta. Stai puțin să tai asta. Fac aici așa că... Te-ai să... desfac eu, lasă că desfac eu, tu nu mă spune. Aici așa. Lasă că știu să desfac, dar nu-s bebe. Uh-huh. Uite, știu eu să desfac, lasă la mine. Eu că știi, sarmalele, tu m-ai învățat să fac, nu știi? Ce te pui cu învățătorul? Da, hai? Eram de 17 ani și nu știam să fac sarmale. Da, eu 17 ani și n-ai știut să fac sarmale. Ia mă învățat oameni buni, hai mă, Valerica. Da. Uite așa se face sarmale. Păi, hai să spunem la prieteni că noi ce? Ne-am dus de la 17 ani, ne-am dus singuri, prieteni. Da. Ne-am dus și ne-am luat viața în mâini și am plecat de unii singuri, nu ne-a ajutat nimeni, numai Dumnezeu ne-a ajutat. Da. Și făceam și noi ce puteam. Și de unde să știu eu la 17 ani să fac eu mâncare? Dar bărbat am știut să iau. Da, bărbat acum, da. Cine nu știe să ia bărbat? Și atunci tu... O, cine nu? Acolo să tai un pic, vezi? Hai, acolo, așa. Și nu am știut. Și atunci vreau să vă spun că a venit ziua să mâncăm și noi niște sarmale, nu?
mergeam la muncă, la sapă, la eu am prășit. Zis la Valerica. Valerica a fost sărmale, dar eu n-am știut că ea nu știe. Eu pot sărmale, da, eu a fost cam rușine să-mi spună mie. Nu era mama atunci la noi. După aia a venit să mama cu noi. Da. Dar ce să vă spun, oameni buni? Deci, hai să facem. Hai să facem sarmale. Hai facem împreună. Și am făcut împreună sarmale, dar aia nu știu. Cum să fac? Uite așa, uite așa, uite așa. Lasă că am văzut. Și așa a făcut Valerica sarmale. Și salată de bif. Și salată de bif. Iar eu am învățat-o. Da. I-am zis cum să facă salată de bif și am uitat. Și acum știe ea. Da. Și am făcut supă. Supă, salată de bif. Și nu, no, vine. Nu știu să faci. Fripturi astea le făceam, da, împreună cu Valerica și bine, ne descurcam. Bine, știam eu să fac o supă de tețe, o tocăniță, pentru că făceam, mai făceam cu mama, da. Uitam pe mama. Era o mâncare foarte da, mâncăruri din astea așa mai mari, să fac sarmale, la sărbători, nu? Să fac prăjituri, să fac, nu știam eu de unde să știu. Da. Nici gogoși măcar nu știam să fac. Da. Cu făină și cu drojdie. Da, într-o zi o zis Valerica să facă tort. Știți cum e acum un tort din ăla mare, o făcut de ciocolată cu nu știu ce, da? A reușit. Avea o vecină acolo, mătușa sa. N-am știut să fac crema. Am mai întrebat și am văzut că a făcut tort. M-a zis. Bă, da, mi s-a tăiat crema și da. M-am vitejit, dar zic, ce da. Vreau să spun că cam mi-era rușine așa să mă duc la vecina noastră, era și mătușa mea, prieten. Dar zic, mă, dar ce cu rușine pot să mor de foame? Adică cum? Eu am pus bani aici și mi s-a tăiat crema. Că am făcut o cremă cu sirop, cu zahăr și sirop. Am pus siropul la fiert. Ioi, că n-am mai făcut cremul ăla, Doamne Iisuse, nu știu de câți ani n-am mai făcut cremul ăla. La noi se făcea cremul ăsta aproape, toți de acolo, de la noi din sat, făcea acest crem cu sirop, cu zahăr. Ferbea zahărul cu apă și bătea niște arbuși de oprete și când ferbea și începea să facă el bășâci, așa o să fac eu într-o zi când Dumnezeu mă va ajuta, ca să fiu bine, să pot să fac, o să fac o cremă din aia, la un tort, când o să fac un tort iară, coștor domnului. Așa. Nu știu, dar puteți să fac. Hai că revin. Revii? Oprește puțin. Acum, oameni buni, începe mâncarea. Împachetăm sarmeluțele. Da, nu ții o lingură. Da. Poftim? O linguriță, o linguriță. Da, linguriță. Poți să mai aduci și tu, Iosif, o linguriță de acolo. O lingură, normală. Da, mai faci și tu câte ceva, mișcare. Ceva aici. Nu, uite, cum știi tu să pachetezi de faină? Nu știu, Valerica. Ia uitați. Dar n-am mai pus nimic acolo, în carnea aia. Ce să punem? Pune ceva, e bine, e gustoasă? E bine, foarte bine și gustoasă carnea. Da? Da. Super. Nu trebuie nimica. Înțelegeți? Voi? Pune carne un pic. Nu trebuie să pun atâta. Că vreau să fac sarmăluțe. Uite așa, depinde cât e de mare căpățâna aia. Căpățâna asta. Varza aia. La noi așa se spune căpățâna. Frunza. Frunza. Varza. Frunză verde de măslin. La noi se spune căpățână. O căpățână de varză. Da. Da, așa se spune la noi. Uitați aici așa. Bă, dar este niște sarmale, ce crezi tu? Mamă, pe bune. Superbe. Pe bune. Pe bune? Pe bune. Pe bune. Ia să niște sarmale de numai. Faine, delicioase, bune, gustoase. Ca la mine n-are nimeni. Da. Bă, oameni buni, dragi prieteni, mi-a spus să facem mâncare la ceaun. La ceaun, când mergem în România, o să facem. Și sarmale la ceaun o să facem. Un ceaun din ăla mare, așa chinezesc din ăla, știi? Auzi că și chinezesc. Da, așa, știi? Și de ce? Să vezi ce fac acolo, fac o tocană din aia de miel. Mamă, să-ți plin degetele. Ha, ha! Da! Du-te! Ai mai făcut-o și Gheorghe acasă? S-am făcut eu cu Gheorghe în acasă, cu natul meu.
Ce-ai filmat? Adică am vorbit pe Facebook. Da, ți-am pus să vezi. Ce ai făcut la cea una, la foc, afară. La cea una, afară. În curte. Mă, m-ai făcut o poftă de muream de poftă. Ce bunătate era acolo, să vă spun, oameni buni. Când am văzut. Sărte, am mâncat eu cu Gheorghe Mihaela, n-am mâncat. Cumnatul nostru, da, cumnatul meu. Așa, am mâncat eu cu Gheorghe la greu. Dar sora mea nu-i place carnea de miel, de ce nu? Nu știu de ce, nu, dar... Normal, ar trebui să vă placă că mielul e lăsat de Dumnezeu, da, și cea mai curată carne. Îmi place, Marcel, dar nu-mi place să mănânc mult, odată și gata. Da, da, dar mie îmi place. Mie îmi place carnea de miel, proaspătă, să vă spun, nu oaia, unde îi păia untura aia, știți? Dar carnea de miel îmi place la greu. Na, ați văzut ce se întâmplă în România cu animalele acum? Omoară miei, omoară oile. Da. Toți, îmi spune ca o gripă din aia, minciuni gogonate ca să nu mai fie carne în România. Până în 2030 nu o să mai găsiți carne în România. Mâncăm ce ne dă ei, 30% o să mai fie carne. Vai, dar nu-i va fi. Da, dacă să ne facem vegetarian. Ce să vă spun, oameni buni? Nu mai vorbesc de parlamentiști, de ăștia, de politică. Lasă parlamentiștii, noi avem treaba noastră aici, lasă-le. Acum, mai trebuie să discutăm și alte lucruri de astea. Lasă-le, că lumea știe, nu numai tu. Doamne, cumnată mi-a face așa, mănâncă sarmalele, așa le mănâncă, Doamne iartă-mi, Iisusă. Ce e Doamne iartă-mi, Iisusă? Le mănâncă așa cruz. Serios? Serios. Da, cumnată mi-a luat, fratele meu cel mai mic. Da, făcea sarmale și le mânca așa, Doamne, ferește-mă. Cum poți să faci așa? Auleu. Cum să mănânci carne crudă? Lumesc. A venit-o într-o zi la mine când făceam sarmale și eram în România, mm-hmm, și eu pacheteam acolo sarmalele și a venit și a luat o sarmale și a mâncat așa. Zic, tu femeie, cum poți să mănânci carne crudă? Mami, așa îmi place. Dar caribani. Doamne, perește. Lasă. Bun. O să ne iasă niște sarmaluțe, o să ne iasă, Marcel? Lasă, cum să nu? Da, aia de acolo, uite ce ai acolo, uite. Aia. Asta? Da. Asta ai văzut tu? Da. Hai, poftim. Să faci și tu spitul. Doamne, dar nu-ți ajunge ce? Frunzele alea. Văd că pui prea puțin. Uite ce pui acolo, dar zici că furia aia acolo ce pui cu lingura. Ia stai tu și în banca ta acolo, că știu ce fac aici. Așa. A, Doamne. Acum eu sunt șeful bucătar. Uite ce scrie, ai uitat, ha? A, ți-ai luat șorțul? Mulțumim la doamna care ne-a trimis șorțul, domnul, să binecuvinteze. Da. Da, mi-am luat sorți, oameni buni. Cum acum? Dacă fac bucătărie, nu-i normal să am sorți, nu? Sorți. Ce am zis? Am zis soț sau sorți? Sorți. Ce, băi, dar pune o lingură plină, mă, omule! Dar nu vreau să pun atâta, că am atâta funde aici și nu mai mi-aș ajunge. Ia să văd ce ai acolo. Uite, vezi câte mai am, uite. Ai aici. O grămadă, da. Aia. Așa că, oameni buni, greu, fratele vostru vă face sarmale. Foarte greu. Acum. Foarte greu cu Marcel ăsta. Da, cu bucătarea ăsta e foarte greu, mă, Valerico. Marcel ăsta e foarte greu. Ce greu, mă. Da, mă, dar e cealaltă greu, mă, știu, să mai băcoci aici, borcanele aici, ce vezi? Da, să văd, că să minte așa. Da? Uite așa e, deci nu, că dacă pun prea mult rumân, mă ajunge, cum ceea ce faci. Lasă că, știi ce, mâncați mai puțin acum. Păi așa-mi plac, că să fie mici. Da, sigur că da. Nu lasă ei, știi tu care o lasă ei. Aia care are fundul așa. Niște sare, niște... Foarte bună să fie astea. Atât. Sarmalele astea. Nu știu de unde vine sarmalele astea, de la turci, de la... Cred că de la turci. De la turci, da. Pakistan. De la turci vine, nu, de la turci. Oare? Da, da. Să ne lasă prieteni în comentarii acolo. Da, m-am și noi în România foarte mult turci, acum mai sunt. Cred că de la turci. Turci. Ei fac multe sarmale. Ei fac mult sarmale? Da, 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 fac, da. Da, și le făceau romii le făceau acum, nu știu ce, țigani. Da. Noi facem astea la greu. Acum toată România, dacă nu face sarmale, dacă nu sarmale
pe masă nu, la sărbători. Nu, de ce n-ai tăiat un două atunci? Ai pus-o, uite ce mare ai pus-o. Am uitat. Nu, vezi? Pe spartă, știi? Nu, uite, ai putea un două. Așa, un două, că e prea mare și ai pus așa da. Puțin și faci două din ea. Așa, super. Da. Mai mult, atunci mai puțină carne. Nu, merge. Doamne, dar nu știe să ia așa. Lasă-mă cu limbă. Nu știe să ia așa cumva, cumva da. Să ia. Te rog frumos să mă lași aici și du-te pe scaunul tău acolo. Spate aici. Eu fac cum vreau eu aici, nu mă... Am luat pirul. Stai acolo jos și vezi tu. Nu ți-ai luat pirul, la tu te ia-ți medicamente. Nu poți să stai? Nicăși pe. Aaa, dacă ai putea să faci tu acum. Face tu, ha? Lasă, stai acolo liniștită. Că mă descurc, eu uite. Uite, vezi, pun frunza prea mică, pe aia se sparge. Lasă-te, vine așa. Da, în loc să mă descurc aici am un coș, ha? Epa! Ia stai cu minte. Cu minte, cu minte. Mă, Marcel, mă, ce vrei? Nu știu ce faci tu acolo. Ce fac aici? Cu lingura aia zici că nu știu cum e. Prea mare lingura asta, trebuia o lingura mai mică. Mai mică. E prea mare lingura. Da. Uite așa. Da. Faină, faină ieși sarpăriturile. Știi mai bine să le împachetezi. Păi știu, sigur să da. Păi te întreg dacă vrei să știi. Nu da, adevărat, l-am împachetat. Eu mai mult și întreg. Adevărat. Ia uite cum ia cu lingura. Trebuie să ai degetele foarte subțiri ca să poți să împachetezi ceva. Da, tu ai degetele mai groase ca mele. Eu și da. Mâna, și mâna ta e mai groasă ca mea. Da. Eu da. Da. Ai uitat că mâinile ăștia când prășa și cât ai lucrat când am fost în România? Dar ce, n-am lucrat? Lucram cot la cot cu tine și mergeam. Da, sigur. Și când am venit în Belgia, ce am făcut? Tot la acum, ea îmi spune care era țărancă de la țară. Da. Ea era obișnuită cu sapă, ea n-a fost mult dată la sapă. Dar eu când m-am dus prima dată, așa bă, că ce am făcut la părți. O să-l povestesc eu la prieteni, toată copilăria mea pe unde am făcut. Și bășu ce am făcut eu la părmi atunci și nu știam cum să sau. Mamă, și știți că oamenii veneau după tine să uitau, dacă știți să sau. Până când am avut o sapă și m-a făcut-o cu natul meu, o sapă din asta. De plug. Din ton de plug, din aia. Din dis de plug, discul de plug. Mamă, dar ce tăia aia, ai, ce colțuri așa. Cu colțuri. Da. Până la urmă am învățat să sap, că i-am întrecut pe toți. Venea omul după mine și să-mi la mă, omule, cum sapi așa? Arată-mi și mie, învață-mă și la mine. Serios vorbește, că nu vorbește. Puneam Marcel odată sapa aia și era pe multă și în bună, adevărat. Se petrece plugul, nu așa. Așa e. Da, da, da. A făcut așa ca plugul, știi, da. Așa scuțită pe așa la colțuri și așa da, era da. Ca... Da. Și atunci când puneai colțul și dădea așa da, pe, prin porumb. Și așa prin porumb merge așa. Făcea, o... Și era bine, trebuia să fie și pământul bun, bine, nu? Da, 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 sapa era... mergea că era sapa bună și tăia. Și... Era și pământul bun, unde da, am prins noi. Și puteam să dau cu sapa, că eram tânăr. Ai prins-o acolo, în bolovanele alea, am prins odată, să vă spun, o zi, nu știu în ce sat am fost acolo, lângă Sântana, undeva, la câteva kilometri, dar era un rând care nu mai se vedea capătul. Nu se termina niciodată, credeai? Da, să vă spun, erau urienii mai mari decât mine, ce să vă spun? Da, peste da, mine da, și eram da. Acolo. Și eram la cucur, și un pământ uscat, că dădeam cu sapa și sărea sapa în sus. Și ți-a intrat unul din ăsta? Da, cea mai grea zi din viața mea, cred că a fost aia. Da. O căldură la 40 de grade afară, dacă nu mai mult. Da, da, da. Și dădeam cu sapă. Am făcut un rând de dimineață de la ora 6, 6 jumate, până seara la 6, 7. Da? Și ai fost la cules de porumb și ți-a intrat da, am fost odată la cules de porumb și erau burieni mari, știi? Și cum am făcut așa, mi-a dat un burien din am intrat în ochi. Uai, am tras așa din ochi afară. Când am venit acasă și m-am văzut Valerica, uai, da, am disperat. Și acum am rămas cu sechele, cu probleme. La da. Ochi, când începe să mă doare, mai simt câteodată... Eram însărcinată cu Iosif și m-am dus, prieten, toată vara însărcinată, m-am dus la prășit. Și când a venit culesul, n-am mai mers, nu mai m-a lăsat Marcel, că ziceam că, Doamne ferește, trebuia să vină Iosif. Da. Asta era... Iosif s-a născut în decembrie.
Și noi în octombrie, noiembrie, deja și mai era cules de porumb, prieteni. Și s-a dus marcel săracu. Am dat un bar atunci, mi-am pus picături, lapte, de voastră și ce mi-a pus acolo. Doamne, a venit cu ochiul, am crezut că... Și a doua zi s-a dus iară, vezi? M-am dus. Da. Te cred. Păi da, era musai să mă duc oamenii, nu știți voi cum e acasă. Te plăteau 10.000, 15.000, cât se vedea atunci? 25.000, cât era, cât era atunci? Păi nu știu. Dacă am uitat și cu 10.000, și cu 7.000, și cu 15.000. Și cu 25 am ajuns. Am mai crescut, da. Da, ce făceam? Ne strângeam bani pentru iarnă să ne cumpărăm lemne, cartofi, ceapă, fasole, porc și ne cumpăram ca să avem porcul, că iarnă, și așa. Ne strângeam, da. Da? Era mai bine. Ce să vă spun? Era bine. Când aveai de lucru, de muncă și știai că te aprovizioneai, nu-ți dai banul pe nimica, ce nu-ți folosește la nimic. Strângeam banii noștri și ne foloseam de ei. Noi eram tineri, eram pocăiți, nu fumam, da, nu beiam alcool, nu... afară nici cafea așa prea mult, nu prea foloseam cafea, în timpul ăla. Acum am mai bătrânit și noi, mai avem câte două, trei. Da. Ce să facem? Asta e... Da. Nu. Nu era grea viața, Marcel, era grea pentru noi. N-a fost ajutat prieteni de nimeni, singuri. Știi ce? Am stat și m-am gândit așa și mi-am adus aminte. Cred că și voi. Era când eram pe timpul lui Ceaușescu, oricum aveai pământul tău, volda ta. Da. Dacă aveai, te duceai și lucrai pământul și aveai de unde să trăiești, nu-i așa? Pe da. Bunicii mei așa făcea, Marcel, nu știi. Așa e. Când era... Sau dacă aveai de lucru, cum eram noi, la oraș, ce să spun eu, eram la oraș, eram lucrat la fabrică, la Dermantina, la Timișoara, la Pretim, acolo. Acolo se făceau de toate, pantofi, de toate, tot ce pentru export. Aveam 1600 de lei, aveam 16 ani atunci. Și lucram și aveam salariul meu. Și... n-aveam ce să fac cu bani, n-aveam unde să cheltui. 1600 de lei erau bani mari atunci. Cum e acum, 1500 de euro. Dar nu știu cine avea atunci bani. Ai grijă cu baia să nu mai dai, face așa, să dai în mână. Lasă că știu ceva. Și mi-ajungea și dădeam bani în casă la mama. Îmi cumpăram și eu ce-mi trebuia mie să mă îmbrac așa, că eram tânăr și eu. Da, restul îmi dădeam la mama. Da. N-am ce să fac eu. Da. Și țin minte că oamenii aveau o casă și aveam acasă noi. Tata, cât trăia tata, aveam cocină în spate mare, cu așa pe porțiuni. Oare cocină să spune aveam sau cum să cocină. Spune? Aveam câte 17-18 porți în cocină aveam. Și tata avea cai. Era gembaș tata, cu afacerii de cai. Vedeți? Și covaci din ăsta făcea căruțe. Făcea căruțe. Din nimic, cumpăra o căruță cu 1700-800, o construia el, o făcea el, cum știa, și o vindea foarte scump atunci, că căruțele erau foarte scumpe și cai. Da, în 83 știu unde era așa. În 83 am murit. Da. Ce vă spun, era o viață bună, aveam de toate, nu duceam lipsă de nimica. Dacă vrei să-ți faci și atunci, cine era harnic, își făcea și cine vrea să aibă. Dar cine nu, era vagabond de stradă. Și atunci. Când am venit în Sântana, când am luat-o pe Valerica, să vă spun, prieten, și am văzut acolo satul, eu n-am mai fost așa să... nu. N-am știut că la Timișoara ce să caut eu pe acolo. Mergeam așa, când mai târziu, după ce am luat-o pe Valerica, mergeam eu pe sate după mobilă. Dar am văzut acolo, mamă, mi-a plăcut la sat. Oamenii mergeau la muncă, cei care lucrau atunci încă mai aveau de muncă, nu Valerica. Mai erau fabricile, da. Da, mai erau fabricile atunci. Tineretul, mai mergeam. Până nu s-a distrus tot. Și... duminica, când venea duminica, toți oamenii se pregăteau, mergeau în piață, în Sântana, dar nu se făcea așa cum se făcea la ei. Duminica era sărbătoare,
Mamă, cel mai sărac om din Comnoș avea oala lui de mâncare. Când te duceai la el, nu lipsea mâncare de în casă. Dar muncea. Oameni muncitori sunt în să știți de la mine. Și mergea și își cumpăra în piață mâncare dimineață la ora 5. 6 mergeau în piață, cumpărau la ora 10-11, gata, era mâncare. Da, adres. Și eu când am văzut, am rămas puțin uimit, așa, mă, cum că la noi nu se practică asta, la noi nu se face așa să. Noi mâncam ce apucam, și la restaurante și da, și în oraș mergeam și, da, mai rar se făcea mâncare duminica. Da. La noi orice om mai văzut. Da, la biserică. Duminica. Mergeam la biserică, da. Mai ales oamenii care erau pocăiți. Da. Mereau dimineața și la duminică biserică. Și duminică dimineață toată lumea. La 9 ora 9. De-aia se duceau așa de repede la cumpărături în piață. Că trebuia să ajungă la biserică. Făceau cumpărături și veneau direct la biserică, puneau mâncarea pe foc și făceau. Da, și care stăteau în apropiere acolo la biserică, puneau mâncarea la foc, lăsam cine mai era acasă. Da, și mergea, stăteau jumătate de oră, iar se întorcea acasă, iar vine înapoi. Da, femeile, și era în biserică. Da, bărbații, era în biserică, plină, plină era biserica. Da, da. Și mie mi-a plăcut asta. Da, la ei. Oameni de treabă, oameni de casă, cum să spun. Înțelegeți? Oameni muncitori, ce să vă spun? Muncitori. Da. Oh, când mi-au dat în prenatal din ăla, wow, Doamne, câți oameni au rămas fără muncă, întristați, necăjiți. Le-au aruncat în servici, pentru că s-au vândut fabrici, tot timpul în România e vândută pe bucătării. Nu mai suntem stat. Și, uite așa, am trecut. Și cu bune, și cu rele, cum se spune. Da. Și mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns în Belgia și dar atunci nu mai ducem lipsă de nimic. Uite așa, încet, încet, oameni buni, prieteni dragi, frații și surori, vreau să mă adresez la toți, am făcut și sarmalele. Am povestit, a trecut așa de repede, că am făcut sarmalele. Acum, ce facem cu ele, oameni buni, știți ce facem cu ele? O să punem la fier. Da? Valerii, cum ești aici? Da, mă, aici sunt. Să fie lângă mine. Da, aici sunt. Da, nu mai dă ordine. Nu mai dă ordine. Mai e câteva acolo. Da? Nu se poate. Așa ajuns, Barza. Păi dacă știu eu cum să fac, ajunge. Dacă făceam nu știu ce. Asta o tăiem așa mărunt, să punem la fund la oală. Uite, exact fix. Ai văzut ce am făcut? Exact fix. Exact la fix. Exact. Oh, mai am o sarmă. Da. Una, da, super. Așa. Da. Să șterg că este apa acolo. Așa. Dar nu le-am numărat, că am stat de vorbă cu voi, oameni. Dar le numărăm și le punem în oală. Păi, mai este două. Dar nu ce se numără, că le pui în oală. Nu știi. O să fac una mai mare. Așa. Nu. Da. Sau una mai mare, nu? Sau una mai mare, sau nu? Ce să vezi, să mă dai mie, să mă asta. Dacă o mai nimeresc? Dacă o mai nimeresc, ai dreptate. Și nimerește ăla o halește. O halește. Și nimerește la o halește. Dar mie îmi place varza asta la greu. Îți place? Da, dacă nu mănc varza, că nici nu mănc sarmale. Chiar dacă nu am voi, eu mănc. Așa e omul. Na. Dragi prieteni. Știi ce? Acum stai puțin. Stai. Lasă la mine. Tu du-te de aici. Tu nu mă spui, da? Așa. Uitați, am terminat sarmalele. Și vrem astea să le tăiem așa mărunt ca să da? Punem... Și asta să le tai mărunt. Na, bine. Uite, să le punem așa. La fund pe oala da. Acolo. Uite așa, le tai acum. Uite așa. Așa. Și le punem în oala acum. În oală. Da. Asta, nu, asta punem. Da, tai și asta, nu? Da, și atât, ajunge. Uh-huh. Da. Ia așa. Așa. Și acum, uite, facem așa, oameni buni. Da? Le punem pe față, știți, ca să spunem sarmalele. Și acum le pun sarmalele aici, știți? Să punem un pic de rafin, să le uităm. Punem puțin pe de rafin, așa, și ce mai pun? Piper?
Niște biperboade, pune așa, vezi că știu. Așa. Și acum pun sarmalele, eu le aranjez. Da? Aranjează-le, da. Da, sigur că da. Dă ăsta Iosif la Nora. Hai și fă și tu ceva, dacă m-am participat și tu aici. Dă-o la Nora să spală. Da? Sigur că da. O să șterge aici frumos. Apa asta. Așa. Și acum, prieteni dragi, punem sarmaguțele. Iată așa. Frumos, le punem tot așa roată, știți? Roată. Și le punem după aia la cuptor, la fier. Nu? Așa. Mamă, pe cinste, ce bune sarmale o să fie astea. Ce să vă spun? Da? O să pun asta mai mică aici, ca să închepe. Așa. Așa. Ia uite-te. Vezi? Uite așa frumos, bă, sarmaluțele. Sarmaluțele noastre sunt gata. Ia uitați. Așa le punem pe toate. Frumos. Da. Așa. Așa. Nu, Valerii? Da, super. Vezi? Știu, nu? Uh-huh. Așa. Dar de ce tremură? Doamne, de ce tremură asta așa? Stai telefonul? Să văd. Da. Păi dacă nu ți-i bine acolo, se mai mișcă, nu știu. De ce tremură când ții așa? A, tremură mâinile mele, n-am eu putere. Tremură mâinile tale, vezi? Da. Tremură. Na. Da, da. Hai. Nu e numărat, dar lasă. Punem numărat, acum lasă. Punem apă. Na, uitați aici. Vezi ce frumos am pus. Pun acum apă peste ele și o să revenim. Oprește. Da. Oameni buni, am pus aici un kilogram de făină, am pus un pachetel de drojdie. Urmează să pun puțină sare din aia dămdămare în ora o linguriță. Uite, acolo. Asta e. Ha? Sare dămdămare, asta e. Aia e, da. Aia e, dar nu te mint. Ce da? Crezi, da? Bine. Da, pun. Așa. Și... Adu o lingură, Nora, lingură mare, nu aia mică. O lingură mare, Valeriu? După care o să pun puțin apă căldută și încep să frământ așa încet, încet. Ce face? Am făcut, Valerico, am pus făina. Dar ce pregătești? Faci pâine? Ce faci? Pâine, pituțe. Așa? Da, pituțe din alea mici fac, știi? Sare. Cred că e destul. Nu trebuie așa să dau. Și apă călduță și încep și frământ. Păi pituțele, aruatul, lăsăm să crească și după care, știți, voi împărțim, da, în tavă frumos, punem așa, după care o să vină puse la cuptor. Gata? Ai pus apă la încălzit? Da. Mă bun. De drumul. Da. Acum începem să punem puțină apă călduță, după care frământăm. Păi dacă mai trebuie, mai punem. Da? Uitați așa, oameni buni. Da? Mamă, care faci gogoși și le dai la puturoși? Mamă, facem gogoși, nu? Facem? Aici, pâine, pituțe, da, așa, da. Ce frumos este la tata bucătar. Vezi? Domnul bucătar, mai, ce vrei. Da. Astăzi ai fost toată bucătar toată ziua. Da, toată ziua, numai bucătar, nu? Da. Acum vă fac mâncare, după aia nu mai o fac astăzi. Numai asta fac astăzi. Păi nu. Tata, astăzi a fost harnic. Da, dar când nu am pus eu harnic, ia spune. Când nu am pus eu harnic? Când? Așa, când faci mâncare, de asta. E, da. Mm-hmm.
așa frământăm încet, încet. Mai punem puțină apă. Deci, până când se face numai bun. Da. Așa. Și începem și frământăm așa încet. Da? Mai dă aici făină, țără. Da. Așa. Să lipește. Știi? Așa, să mă pun acolo sus și să iau. Țin așa, ca să pun deasupra. Să nu se lipească, știi? Să pus-o frumos bine. Asta. Da, deschide-o acolo. Deschide-o. Deschide-o poate țelul și iau puțin. Să pus-o la poate. Așa. Și aici. Da. Acum frământăm puțin, puțin, așa că se prinde, nu? Să începem și frământăm acolo. Iată. O să ia apa asta de aici, nu? Nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Văd că e bun, pune mai... Să o las. Las-o. Poate să încea, poate că... Că nu? Poftim? Nu, nu, n-am pus. E bine, numai bine am făcut. Da. Trebuie să aduci nu la puținul lui. Ulei. Da? Ulei. 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 Iată că vine Valerica. Da. Mamă, dar ce știți că mai știi ceva aici? De frumentat aici, nu? Nu e ușor, Valerica, nu? Ușor e să faci pâine, a? Acum pun uleiul sau mai las? Acum, acum pune. Hai, pune. Dacă tot ai venit aici? Hai, pune-mi mâna, ai făcut un pic mai tare, cum să vedeți. Nu e tare, nu e. Noi? Nu. Un pic trebuia mai mare. Da, ai făcut un pic mai tare, dar nu, asta e. Apă, apă. Vrei că o să pun? Ca să poți să o frămânți așa. Da, lasă că e bună, lasă. Ai făcut, ai făcut, lasă. Slavă Domnului, prieteni, uitați cum știe Marcia să pregătească. Nu murim de foame cu ei. Slavă Domnului pentru toate lucrurile, lasă că știi. Uh-huh. Nu, pot frământ și acum o lași să crească. Da? Uh-huh. Nu aici, Doamne. Te-ai obosit. Lasă. Mai bun ulei, aici nu? Lasă că e bun.
cenura, folia aia se pune deasupra și un prosop turat. Și atunci lăsăm să crească. Ah, avem sarmale de la greu aici, ia. Așa spune Nora. Așa spune Nora. Ce spui Nora acolo? Mă mândrici Nora. Acum, ce mă mândrici Nora? Ce mă mândrici Nora? Să fie pâine bună. Toate bună și gustoasă. Da. Da? Așa până cade apă după tavan. Da? Și asta trebuie să faci, Nora. Lasă că și eu știu să fac pâine și să frământ. Mai bine ca tine. Mai bine ca mine. Eu știu să frământ ca mama. E gata, Valerico. Da, lasă să crească. Da, lasă. Un puțin făină sub ea. Nu, dacă are ulei, ulei pune un pic. Pune o țel ulei, Nora, hai. Mai pune tu o țel ulei aici. Acolo este Nora, acolo este ea de-a. Așa. Da, pui ulei deasupra, alimentarea, pe prosop și gata, una și crească. Lăsăm să crească, nu? Să se răspească. Da. Vedeți ce știe tata? Da. Se dați acolo nota 10. Dați nota 10. Oameni buni, uitați ce face Valerica. A venit acum la bucătărie să facă ea. Nu poate să stea. Asta are, eu știu, cum să vă spun. Nu se simte bine. Dacă nu face ea ceva, nimic, da, uite, s-a sunat în pat acum să facă ea rantașul. Uitați ce seamănă la ea, uitați la ochii ei cum arată. Uitați cum arată și a venit să facă, uitați, să vă arată vouă. Avem niște varză cu carne de porc, costiță de porc, am făcut un pic. Bine, hai, că dată iară, vezi. Și am pus aici așa pentru că ei nu știe, pretind să fac aici așa cum fac eu. Hai, bune, fără rantaș. Dacă nu știi să pui aici trebă la rantaș, cum nu știi? Orică îl faci mai subțire, orică faci prea făinoase. Da, că tu nu poți să-ți făi. Fac două lingurițe din alea. Păi, dar ce are să fac eu un rantaș aici? Păi, da, numai te doare coloana, uite. 2 minute, ia, uite. Nu, bine. Să faci aici așa. Da, ia, uitați. Da, uitați cum se mișcă, boia. Băi, hai. Hai, da, ba, sau nu? Da, vrei? Da, trebuie lingură. Doamne, Iisuse, Valerica. Pune o lingură Valerica. De generoasă, o lingură de boia. Așa, pe boia. Da, uitați-mi, face Valerica. Deschidem la bulionul, Nora. Punem bulionul după aia. Nu punem piper, prieteni, nu punem din alea, că noi nu mâncăm chiar așa, de repede. Că sarde, sarde, brantașul. Adă bulionul la mine, dacă nu poți să deschizi, Nora. Gata, m-am luat. Așa, și acum punem bulionul. Gata, am pus bulionul. Adică că te doare, uite, te merge, te văd cu totul. Na, dar lasă așa. Că... Nora, cătărește un pic și ați aici. Lasă, lasă, că lasă, că nu... Ia, uite așa. Așa, prieteni, vedeți? Facem un sos de roșii. Am mai făcut eu... Varza asta, așa se face pe la noi. Asta e varză specială de la Sintana, prieteni. Da, uitați ce mutra are, uitați ce vedeți. Lasă mutra mea, te dă mutra mea aici. Se vede că ești bun la vă. Destul, Nora, de aici, un pic. Nu poate să stea, dar să nu facă ea ceva. Auzi, tata, așa este bucătarii. Când vor ei și sunt ei bucătari și când nu îi le place să fac alții, vor ei să facă și să pună mâna, știi, ca să... Păi nu face ea ceva, să știi că... Acum mai bun, că am făcut eu. Nu, Valerica? Da, așa. Să acum punem ea... Lasă că amestec eu acolo, că e... Da, amestec tu, da. Nora filmează. Hai, Nora.
Na, hai, filmează tu în continuare aici așa. Hai. Să vă duceți să pun acolo. Hai. Lasă Valeriu pe la mine, că fac eu. Tu așa. Na, na. Vedeți să vă mai voi. După aia spune dacă doare, că nu, că tu poți. Păi tu te pui aici să faci, hai. Hai. O să fie o varză. Super. Foarte bună și gustoasă, delicioasă, sigur că da. Mă, ne place, mai ales cu pâine caldă, prieteni. Hai, pune aici. Pâine caldă merge la greu. Da, sigur că da. Foarte bună și gustoasă. Și sarmale, ai. A făcut Marcel astăzi o mâncare... S-a terminat. Super. Nora, a mai ajutat și Nora. Da, eu am numai tăiat găina și atât. Am pus găina aici, că avem o găină... Ia, dar nu dacă e așa tare, nu să o sparim toată acolo. Nu sparim, nu te teme. Ai grijă ce faci acolo. Aici, să nu-mi strici toată treaba aici, nu, auzi, uite, acolo. Gata, poate ridica, nu, uite. Nu. Am pus poate pe ca să... Așa, tu nu, sigur, să nu se sparim toată. Hai, pune aici. Gata, nu mai pune. Gata, oameni buni. Am făcut Valerica varză. Șah haimas. Da, așa se spune. Carne cu varză. Spuneți voi, fraților, nu? Carne cu varză. Dar n-am pus-o la fier, prieteni, am pus un pic de sare, că eu spăl totdeauna din apa aia care e la conservă. Noi am avut niște varză la conservă. Hai că trebuie să iau ea de acolo, duc de acolo, ia una, ca să nu te arzi. Hai. Stai că trebuie să iau brusul. Unde am pus astea, asta de aici? Da. Dar mai este una, ia. Mai este una, o mănușă. Aoleu, e ce mănușă, o coadă? Mănușă cu coadă, da, uitați. Este că aici trebuie să oprim ca să nu se ardă. Gata, oprește și lasă acolo. Gata, prieteni. Gata, e varza cu varza noastră e gata. Așteptăm sarmalele, așteptăm pâinea. Da. Aici avem o găină la fript, să facă niște friptură. Și gata, revenim când asta e mâncarea toată gata, asta da? E mâncare, șah haimas, mâncare țigănească. Romanesc. Da, adevărat, prieteni, așa e, cum se face pe la noi. Prieteni, hai să vă arăt, să vă explic un pic cu varza asta. Poate că nu, sunt abonați noi care, poate nu s-au uitat la filmulețele când mai făceam eu varza asta. Asta e varză acră, tăiată așa la conservă. Și am pus-o așa, am pus-o în oală, am pus cărnița asta, costița asta de porc, puteți să puneți și găină tare, să puneți, carne de porc de care vreți, la... eu făceam și cu găină și iese, doamne, o minunăție. Da, foarte bună. Și am pus-o la fier să fiarbă bine, cu puțină sare, cu puțin piper și puțin foi de dafin, am lăsat să fiarbă până carnea s-a fiert. Și acum ați văzut, am făcut un rantaș și asta e varză specială la noi în Sântana. Da. Da. Toți și romii, toți și gândi face. Toți, da. Mă, bun, revin. Filmează. Uitați, prieteni, cum fac eu acum pituțele. Da? Așa. Micuțe, frumoase, faine. Le punem în tavă. Așa. Și... o să le punem la cuptor și să facem. Ia uitați cum știe tata să facă pituțe. Dar trebuie să le pui că nu-ți încape. Îți încape? De ce? Mai distanță? Uite cât are. Cât mai ai? Mă, urând, 4-5. Oameni buni, am terminat pituțele. Ia uitați-mă pe pătă. Da, sigur că da. Și acum, punem asta, le măsăm puțin să mai coace, să se mai răsplească. Și după aia îi punem la tavă la cuptor. Să crească, nu să... Să crească! Da, lăsăm să mai crească. Da, să crească. Da. Știți cum e, nu? Așa să mai... Acum fac curat, hai. Da, fac curat și revenim. Da, prieteni, am terminat și mâncarea. Sarmalele noastre, sarmaluțele, care a făcut Marcel, adică da. Erau gata, pregătite, le-a împachetat. Ia uitați, varza carna noastră de... foarte bună. Da. Da, așa. Am făcut un platou așa frumos, ia uitați.
costița asta, Doamne, Marcel, dar ce-a fiert. Ce-a fiert, mamă, super. Să mănânc eu. Așa, sarmaluțele, carnea de pui. Și uitați cum am făcut păinuțele astea, calde, fierbinte. Să aveți poftă, prieteni, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum, sigur că ne punem și noi la masă, o să servim masa și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știu că și voi puteți să faceți, Dumnezeu să vă binecuvinteze încă o dată și... Așa să mănâncă, prieteni, uitați, da. Cu mâna, așa. Așa cum mâncă Valerica, așa îi place să mâncă cu mâna. Sarmaluțele noastre, da. O bunătate. Da. Ați face varza, varza. Da. Super. Super, da. Foarte bune. Un pic de carne de vită. Și gustoase, da. Super, dar sunt fierbinți. Da. Să mai răcească că spia fierbinți. După care ne punem la masă și o să gustăm masa. Să luăm, da? Masa. Să luăm masa, sigur că da. Da. Noi și vă mulțumim. Valerica face încheierea. O zi binecuvântată, o duminică minunată, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Da. Rămâneți cu bine și ne vedem la următorul episod. Ne vedem la următorul episod. La revedere!